Bună ziua și bine v-am regăsit la un alt episod. Astăzi mă gândeam să continui cu discuția de ieri, care am avut-o despre protejarea copiilor noștri. Și am vrut să vă spun că atunci când noi protejăm foarte mult copiii noștri, îi facem handicapați. Și mult o să vă supărați pe mine, dar cam asta este. Și ce înseamnă că îi facem handicapați? Îi pregătim pentru un sistem pentru care nu sunt pregătiți. Ei merg la școală, dar nu se descurcă singuri. Ei ajung din băncile școlii la un loc de muncă, dar nu se descurcă singuri. Pentru că îi dădăcim prea mult atunci când e vorba de lucrurile care trebuie să le facă ei. Și chiar citeam un studiu despre un psiholog renumit care a zis că pacienții lui nu ajung acolo unde ajung din cauza unor probleme mentale, pentru că psihologia cu asta se ocupă. A zis că majoritatea pacienților lui ajung într-un stadiu avansat a unei probleme atunci când sunt loviți de mai multe lucruri negative, când viața lor devine foarte complexă. Și aici el spune exemplu că dacă economia ajunge într-un colaps, cum chiar ajunge acum, dacă ne pierdem locul de muncă, cum chiar unii au ajuns să-și pierdă locul de muncă, deci dacă între timp am o bancă sau am o problemă de sănătate sau cineva din familie are vreo problemă financiară sau de sănătate, viața noastră devine complexă. Și ce înseamnă complexă? Avem 3-4 lucruri negative care se întâmplă deodată. Și pentru persoanele care n-au fost crescute într-un mod aparte, ca să știe cum să gestioneze aceste probleme, ca să știe cum să le rezolve, sau psihic, fizic, cum să le gestioneze când se întâmplă 3-4 lucruri negative deodată, nu ne-a pregătit nimeni. N-am fost crescuți așa. Însă stilul în care am fost crescuți o să ne definească în momente de inflexiune, în momente grele. Atunci când avem mai multe momente de genul, majoritatea copiilor care au fost crescuți cu scutul și cu protecție și cu ai grijă, vai, n-o să se descurce. Și ceea ce face omul când este lovit de 3 sau 4 lucruri negative este un balon. Este un balon care se sparge în punctul de inflexiune cel mai ușor. Și pentru noi asta înseamnă că sau ajungem să bem foarte mult, sau ajungem la droguri, sau ajungem în momentul în care complexitatea vieții este atât de mare încât ne gândim să ne încheiem viața, pentru că singurul mod pentru a scăpa de toate lucrurile negative din viața noastră este finalul. Și să sperăm că multe persoane nu ajung în ipostaza asta, dar aș vrea să vă pregătesc pentru ceea ce o să vină în viitor. Și aceste lucruri le putem împiedica sau le putem într-un fel preîntâmpina atunci când noi ne ajutăm copiii, îi creștem, îi dezvoltăm prin oglindire, deci le arătăm lucruri, cum pot să rezolve anumite probleme din viața lor și că orice problemă se poate rezolva. Nicio problemă nu este atât de mare încât să ne stresăm sau încât să ajungem să avem o problemă cu alcoolul sau o problemă cu alte lucruri, cum ar fi drogurile sau orice alt stimul care ne ia mintea despre problema noastră și ne face să uităm ce probleme avem în viața noastră. Și aici mă reîntorc la partea cu stânca și cu scutul pentru familia noastră. Trebuie să știm să fim scut și trebuie să fim piatră, să ne protejăm familia, să fim piatră, să fim acolo pentru ei când au
probleme sau când întâmpină lucruri negative de care v-am spus. Însă trebuie să știm când să punem un pas în spate și să lăsăm oamenii să își rezolve propriile probleme. Și aici mă gândesc la copiii noștri. Pentru că atunci când ei învață de mici cum să rezolve o problemă, când ajung la o vârstă avansată, o să fie o floare la ureche pentru ei. Și astea fiind spuse, vă mulțumesc. O zi super mirobolantă să aveți în continuare. Pa, pa!